Bun găsit tuturor! Eu sunt Paula Cioară și sunt profesoară de informatică la școala gimnazială Mircea cel Bătrân din Pitești de 23 de ani. Deviza mea este ce poți face azi, nu lăsa pe mâine sau pe poimâine, pentru că fiecare zi ne pune în fața unor situații noi, diferite de tot ceea ce am trăit până la momentul respectiv. De aceea, de când mă știu, sunt implicată în tot felul de proiecte și tot felul de activități, atât în viața școlii, cât și pe domeniul meu al informaticii, de a mă dezvolta și de a evolua în fiecare clipă pentru a fi pentru elevii mei un model. De aceea, în momentul în care am intrat în comunitatea Predau Viitor, am simțit că aici este locul în care pot să fiu tot timpul la curent cu tot ceea ce trebuie să aduc elevilor mei pentru a le preda viitor. În 2019 am aplicat, am fost selectată și am participat la cel mai tare program de formare pentru profesorii de informatică, acceleratorul Predau Viitor. Prin activitățile realizate fizic timp de o săptămână, foarte bine alese de organizatori, s-a produs în cazul meu o transformare și am înțeles că noi, profesorii, dascălii, dar și părinții, trebuie să fim conectați la realitate, să privim în viitor, să conștientizăm că ceea ce le trebuie elevilor, copiilor noștri, pentru a fi fericiți și a reuși în viață, poate nu e ceea ce credeam noi. Așa că am decis să duc aceste experiențe trăite la accelerator, să le duc în sala de clasă. De exemplu, elevii mei să susțină pitch-uri, să aibă mai multă încredere, să comunice ușor în fața unui public, chiar dacă sunt colegii lor, să le dezvolt creativitatea, să creeze mici jocuri, să se inspire din realitate, să rezolve probleme practice, să nu abandoneze un proiect atunci când sunt în impas, pentru că toate acestea ne ajută să evoluăm, să ne dezvoltăm și să fim pregătiți pentru viitor. Am participat la toate cursurile pe care Predau Viitor l-a organizat, cursul de Scratch în 2020, cursul de Python în 2021 și abia aștept noi provocări la care să răspund cu mare drag și entuziasm, pentru că asta pe mine mă ajută foarte mult ca profesor de informatică să fiu așa cum își doresc și elevii mei. Scratch este de mare ajutor. Pentru mine a fost un ajutor important, pentru că introducerea în programare se face într-un mod creativ și interactiv și cu siguranță are mai mult succes decât un mediu clasic în care editezi liniile de cod. O oră de Scratch cu elevii mei se derulează astfel. Avem teme de proiecte propuse de mine sau de ei, povești interactive, animații, mici jocuri, există termene de realizare. Iar la final, cine dorește, deși mulți își doresc asta, pot prezenta proiectul și primesc un feedback din partea colegilor, dar și din partea mea, privind funcționalitatea, claritatea, ce poate fi îmbunătățit la proiect, care a fost impactul asupra lor, ce au simțit atunci când au vizionat proiectul. Ei pot lucra și colaborativ, dar în echipe mici de 2-3 elevi. Este, cred că una dintre cele mai frumoase ore pe care atât și eu aștept, dar și ei. Le place foarte mult să lucrăm în Scratch, bineînțeles că folosim Scratch-ul online, pentru că tot ceea ce facem la școală, continuăm acasă sau ceea ce ei fac acasă, mă pot întreba atunci când se împotmolesc și putem împreună să găsim soluții. În 2019 am identificat la nivelul școlii o nevoie, o dorință a elevilor și părinților pentru domeniul programării. Așa cum știți, în trunchiul comun, disciplina informatică și TIC are doar o oră pe săptămână.
iar jumătate dintre ore sunt alocate capitolului algoritm, adică 17-18 ore pe an. De aceea, identificând această dorință lor de a aprofunda, de a afla mai mult în domeniul programării și fiind un subiect de actualitate, am propus ca la clasele a 5-a, 6-a la gimnaziu să venim cu o ofertă, și anume un opțional de programare creativă. Vreau să vă spun că toate clasele de a 5-a și a 6-a au ales în acel an opționalul de programare creativă, care s-a bucurat de un succes fantastic. Și el continuă și astăzi, și în special la clasele a 5-a aleg toți, este 100% procentul, la clasa a 6-a poate mai oferta fiind și foarte bogată, nu este acolo, să zic, un procent de 100%. Mă bucur că am putut să fac lucrul acesta și și cursul de scratch pe care l-am urmat la Predau Viitor m-a ajutat să pot să-mi îmbunătățesc de la an la an acest opțional și să vin cu tot felul de idei creative. O idee pe care am folosit-o la clasă, atunci când poate nu s-a putut intra în laboratorul de informatică, atunci când în pandemie a trebuit să mergem în sala de clasă, elevii nu aveam suficiente calculatoare, poate aveam un singur laptop în clasă. Sau, eu știu, sunt colegi de-ai mei care nu au suficiente calculatoare. Eu am imprimat blocurile din scratch, le-am colorate, pentru că le-am decupat, am făcut mai multe plicuri în care elevii puteau găsi blocurile de care aveau nevoie. I-am așezat în echipe mai mici, la diverse mese, și am plecat de la ideea că putem să așezăm blocurile, să găsim soluții și idei de rezolvare pentru proiectele propuse. După care, atunci când am avut ocazia să intrăm în laborator, ceea ce ei au realizat, au făcut o fotografie la proiectul final, realizat, iată, din aceste blocuri decupate. Vreau să vă zic că activitatea aceasta a fost, inițial am crezut că o să o respingă, nefiind calculatorul. Pentru ei a fost distractivă, amuzantă, i-am întrebat la final dacă le-a plăcut și au spus că ar vrea să mai facem asta și cu altă ocazie, deci chiar dacă vom intra în laboratorul de informatică. Mi se pare o idee pe care, nu știu, o pot prelua și alți colegi. Este complicat să decupăm și să folosim aceste, eu știu, faptul că e nevoie de o imprimantă color, dar merită, cu siguranță merită. Dragi colegi, aș vrea să vă recunosc că eu am fost reticentă de a folosi Scratch. În 2017 am fost la un curs, atunci când informatica era introdusă într-un unghiul comun, și spuneam, aoleu, cum o să mă descurc eu cu blocurile astea, eu fiind un profesor care întotdeauna am făcut, chiar și înainte, atunci când era opțional, programare în C++ cu rezultate la Olimpiade Naționale. Am fost reticentă în a folosi Scratch la clasă, dar atunci când l-am descoperit și mi-am dat seama că elevii sunt încântați și pot să atrag aproape toată clasa să facă diverse proiecte creative, că mă pot inspira din proiectele realizate de cei din comunitatea Scratch, că este atât de ușor de folosit, că pot să în variate contexte, că primesc astăzi, de exemplu, felicitări de la elevii mei realizate în Scratch, că pot să văd că elevii nu resping programarea clasică, programarea în Scratch, așa cum o resping pe cea clasică, și doar câțiva elevi sunt atrași să lucreze într-un mediu de programare clasic. Eu vă recomand să participați la cursurile realizate de asociația TechSoup sau de alte instituții legate de utilizarea Scratch, dacă aveți timp și puteți să faceți asta, pentru că vă va fi de mare ajutor. Eu cred că nu ar trebui să mai fie un elev
care să nu fi lucrat cel puțin un proiect în Scratch.